Consiliul Județean participă la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară care se desfășoară la Romexpo în București în perioada 21-24 februarie. La acest târg va fi promovată oferta turistică a județului, dar și obiceiurile pascale, atât de apreciate de turiștii care ajung în Maramureș. Alături de reprezentanții Biroului de Informare Turistică și ai Compartimentului de Promovare a Județului, din cadrul Serviciului Relații Publice al Consiliului Județean Maramureș, vor fi prezenți la eveniment și reprezentanții ai Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică din Târgu Lăpuș, Baia Sprie și Seini. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a delegat un reprezentant care va prezenta la târg activitatea muzeului, dar și evenimentele anului 2019, ce urmează să fie desfășurate în parteneriat cu instituția Consiliului Județean Maramureș. Tot în standul Maramureșului, un reprezentant al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale va avea pregătit un program care va permite vizualizarea unui tur virtual al bisericilor de lemn din Maramureș. De asemenea, un reprezentant al Biroului de Informare Turistică va arăta vizitatorilor cum funcționează aplicația Visit Maramureș, accesibilă atât pe platforma Android, cât și iOS. Pe parcursul târgului vor exista momente artistice asigurate de membrii a orchestrei și ai corpului de balet din cadrul ansamblului folcloric național Transilvania. Nu vor lipsi nici în acest an degustările de produse tradiționale asigurate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș.